care a venit, dar am Continuăm târziat. prezentarea, da? Zic, continuăm prezentarea. Ăsta a Da, venit? da, da. Ăsta a venit, dar a venit târziu. A. A venit mai târziu. E un A fost și proiect un concurs dificil. Cum vi s-a părut anul ăsta ediția Tartu? foarte greu. Grea, nu? Porumbei. Cum au venit porumbei față de anii precedenți, de exemplu? Foarte greu. Greu. Foarte greu, foarte greu. La câte zile ați avut după La lansare? 4 zile. 4 zile, am 4 înțeles, nu? zile. Și ați 4 fost zile. printre cei care le-a venit primii. Adică ați Da, fost... domnule, am avut 3. Adică în ziua de când a sosit porumbei, am avut 3. Ce se întâmplă? A fost drumul rău tare, dar niciun porumbel n-a putut să o rupă mai în față, mai nimic, nimic. Toți au venit la... Da. Da. Ăsta e palmares 3 ani, am trecut la 3, palmares 3 ani Malta. Malta am 1234 de kilometri. Și am ocupat lui acolo, copilul le-a trimis Uniunea. Da. UCPR-ul, nu? Da. Și să mai să nu uit, vă spun, anul ăsta am luat 4 plicuri cu bani. 4 plicuri cu bani. Frumușei bani, frumușei, așa, Vă cred, adică pe măsura performanțelor, nu? da. N-am fost la premierii, mi-a adus Balcan, că a fost el la premierii și mi-a adus el, da. L-ați primit sau l-ați refuzat? Ce? Plicurile. Ei, n-am primit. Și, deci, mai are ăsta, mai are, mai are, Mare de zbura, mai are nu? vreo 2 ani, vreo 2 ani. Mai are 4 ani, vreo 2 ani. Da. Trestiu n-a fost la Tartu, dar are în urmă la maraton. Asta ce a zburat? Câte etape? A zburat maratoane, Tot ce de înseamnă... Aristocul, Lublinul și, da, și a zburat tot ăsta. Și are maraton, are vreo 20 ceva de puncte. O, bun. Și are și anul trecut, dar are mai multe, așa are anul trecut. Tot așa, e tânăr la Merge în continuare, nu? 2017, tânăr la La 4 ani acum e tânăr deja, nu? Da. Vă arăt și o babă care îți de 4 ori Tartu A. și nu clasează deloc. Deloc, deloc, deloc. Nu? De ce? Vine mai târziu, nu? Vine mai târziu, da, Dar vine. vin. Ia, o bag groasă, frumoasă, așa, o bag așa vine. Da? Părinții Parcă i-ați dat extraordinari drumul de de la buni. Galați, nu? Da. Părinții extraordinari de buni, dar Și ea frumoasă, și foarte frumoasă. frumoasă și are toate calitățile. Dar are calitatea. Nu, asta trebuie să o angajați la distanțe și mai mari. Da, unde mai mari de Tartu? La Tallinn, pe malul... A spus cineva? Nu. Păi când o zbura, Dacă zboară cineva la Tallinn, o să o angajați, nu? da, și pe ea, și pe... Mai am niște. Mai am niște masculi care tot Foarte frumoasă, vin, dar... într-adevăr. Da, frumoasă este, dar... Și un ochi foarte expresiv se Da. vede. Așa. Se vă la râpă. Care a venit acum și a năpârlit. Care v-am zis că... Care a întârziat? Da, care a întârziat. Săracul. Bilosul, Cine spun. știe pe unde fi stat el? Nu știu, tată, unde o fi umblat, nu știu. Dar cum a venit? În ce formă fizică? Era afectat rău de... Era Cam tras, nu? cam tras, dar cred că vine după departe tare. El a clasat de fiecare dată. Deci are clasamente de la Bacău și până la Tartu. Așa, la lepre asta tot. S-a A fost și întâmplat. la categoria aia, la record. A fost la multe categorii. Și anul ăsta S-a e întâmplat ceva cu el. de jumatea clasamentului, nu-i de vârf, nu-i nimic, dar e jumatea clasamentului. E foarte constant. De constant. Dar odată, pac, n-a mai venit. Ce rău îmi părea de el. Și când l-am văzut, acum 2 săptămâni, iată, bă, a După venit. câte luni? După 3 luni, nu? Sau cât? După 2 luni. Două luni. Două, trei, Dar două luni. nu mai. Nu mai Nu zburați. mai zbor, că mi-e drag Da, de el și da, da. nu. Are tot E ce. și frumos, E și într-adevăr. frumos, da, îi spun bilosul și cu minte, vine, mână, vine, porumbel tare cu minte. Porumbei cu temperament de Da. maratonist. Ăsta tot 4 ani are Tartu. Da. 4 ani are Tartu. Doi frații. Doi frații. Ăsta ce are în el? Ăștia veghe. Veghe, nu? Veghe, veghe, Se vede. veghe. Veghe, veghe. Veghe cu... Are
vegheri și puțin vanroi. Puțin, 75% vegheri și 25% vanroi, da. Ăsta e porumbelul care, domnule, sunt unii care au, cum spun eu, n-au noroc sau, eu știu, da, au ghinioane. Mai ghinioaniști, da. Numai ghinioane. Anul trecut a venit cu penile astea rupte. Asta, le aveați mulți. Anul ăsta a venit cu aripa asta. Uitați că le are și năpărlit. Da. Cu aripa asta avea două pene rupte. Da. Deci, scoase, două pene scoase. Sunt mulți, da. Și la drumul lung cu pene, a clasat primile două, ultimele două nu le-a mai clasat, că a avut accidente. Și-l bag și pe el tot așa, până când o face normă. Nu vă pare rău după ei dacă îi pierdeți la un... De ce să le fac, ce să le fac? Vin alții din spate, nu? Da, dacă îl luați în mână, de-abia țin în mână, de grasă, arată bine, tare. Da. Îi țineți bine aici? Da. Așa. Aia ce sau ăla? Asta-i femeia care a mărit tatomanei. Da, da, da. Este frate cu veghenul ăla, este frate cu ei. Tot tatu. Și ăsta e frumos. Da. A clasat, a zburat? Da, a zburat. Anul ăsta n-a clasat. N-a vrut să. Da, are două clasări de tartu, dar anul ăsta n-a mai zburat, n-a mai clasat. Aveți o pleiadă întreagă de porumbei de tartu. Le-ați făcut toată o socoteală, câți ați angajat și câți s-au mai întors? Zeci, cred că aveți, nu? Da. Sute sau cât? Da, trecuți sute, de sută, cred. Nu. Dar cred că trecut de sută sunteți. Dom'le, ce se întâmplă? Am băgat 14, am băgat 15, am băgat 23. Din 23 mi-a venit 21, 23-21 veniți. Am băgat 6 într-un an, că asta a fost situația, noi aveam bine da, la mână, da, așa. Da, da, da. Dar nu spun sute, câteva zeci. Dar trecuți de sute sunt. Păi de ediții din 2014 până în 2021, 7-8 ediții câte sunt? Nu, 7 ediții. 7 ediții? Dacă ați băgat în medie câte 10, dacă ați băgat și 20, sigur ați trecut. Am băgat. Ați trecut de 100, am porumbei angajați. Da. Și cred că în procent de 70-80% îi aveți acasă. Da, sau s-a întors, au mai murit, nu? Au mai murit. Ați mai vândut probabil o parte dintre ei. O parte din ei am mai dat. Hai, sunt o groază, ce să mai... Sunt... Și angajați și văd că aveți ambiție și angajați. Palmares 2 ani, palmares 3 ani, palmares... 4 ani, vreau să fac 4 ani cu... Da. Ați mai băgat ceva la matcă în ultimul an? Sau în ultima perioadă, de la ultima mea vizită aici? Ce ați mai adus? Ați mai adus ceva? Domnule, ce se întâmplă? Eu studiez și eu... Sunt convins? Da, știu, studiez. Sunt convins? Singurul crescător, îl spun să... vadă toată țara, singurul crescător care e cel mai tare din așa, din toată lumea, este Freialdehofen. Freialdehofen. Neamță, nu? Domnule, cine ia porumbii de la el, are rezultate. Da. Eu am luat 4 bucăți, cum i-am luat așa, i-am dat, am scos pui din ei toată vara și i-am dat înapoi. De ce? Nu s-au pliat pe... Fai de mea, am scos porumbei de porumbei din ei. Numai cu a mea am făcut pereche. Numai cu a mea. Ah. Da. În cărcișer, nu? Da, o singură pereche de ou, când a venit de a luat, am scos între ei. Așa. Am scos 2 pui. Dar porumbei... Eu am băgat un Freialdehofen și mi-a dat 2 campioni naționali. Am băgat alt Freialdehofen, mai mi-a dat un campion național. Ce vrei să... Așa e. Dar făcuți cu a mei. Unii spune ce nu merg. Cum mi-a spus prietenul meu și prieten cel mai bun al meu, Moldovan Florin. Nu am mers la el. Ia-i că nu merge la mine. La mine mergi. Da. La mine mergi. La el nu mergi. Da. Dar la mine a mers. A mers de un Freialdehofen și pentru la anul am mulți Freialdehofen cu a mei amestecați.
cu da, ești păcat să nu mergeți pe ei dacă v-au, v-au confirmat aici. V-au confirmat, domnule. Băi, eu când bag un porumbel, îl bag cu cel mai bun al meu. Dacă așa nu confirmă, nu e bun el. Ce-i mai verificat la noastră, da, în crescătorie. Nu e bun el. Da. Dacă confirmă, la revedere. Și se vede saltul calitativ, da, da, e super, nu, da. Nu, nu, are porumbel extraordinar. Și nu-i nici obraznic la preț, și bol la preț, și... Da, așa e, da, așa e. Au zburat, au zburat foarte bine și nu zburul, a zburat Tartu, domnule, a zburat Tsunami, Tartu, a zburat asta, Malteza, a zburat Tartu, a zburat... Da. Nu se poate. Și ei sunt tot maratoniști? Da, da. Pe maraton merg? Maraton, maraton, bar și maraton. Pe anul ăsta au câștigat locul în Marseille. Știu, îmi spunea Dirk Friedler, pentru ei concursul de 350 de km, de exemplu, sta antrenament. Pur și simplu antrenament. La 1600, medic, sus, da. Când am la cel să-l iau eu pe medic, la bag și eu că trebuie să bag, dar da, nu, da, nu am la categorie să-i fac. Eu la maraton, da, aici câștig, aici... Da, e bine pentru că faceți infuziile astea, poate aveți nevoie și de un sânge proaspăt. Pentru că erau porumbei noastre, nu erau poate puțin cam strânși așa. Cam strânși așa erau și am băgat infuzia asta și... O să vedeți saltul calitativ, da, pentru că păsări bune aveți acasă, păsări bune ați adus. Sunt convins că rezultatele în anii următori vor fi și mai, și mai de calitate. Trebuie să fie. Eu știu, acum nu știu, dar eu am probat, am avut mascul. Mascul. Dacă v-a dat campion național deja... Doi campioni național mi-a dat. Și nu o femeie, într-un an cu o femeie, într-un an cu o femeie. Un campion național, o campion național. Da. Ce vrei? Asta înseamnă calitate. Da. Și a murit. Masculul era tânăr, dar l-am găsit mort pe ouă. Și... Dar acum aveți produși din ei, știți să-i lucrați, că sunteți un maestru? Da. Sunt... prieten bun cu domnul Șipotean, avocat. Și am luat câteva păsări de frial de hofă de la dânsul. Cinci bucăți de la dânsul, de frial de hofă. L-a scos la el, scos la el. A scos, da. Nu, el i-a luat de la... Nu reproduci în Germania, ci scoși în România. Da, scoși în România. Dar porumbii care... Au calități, au calități, ce să mai, îi văd... Dirk ține mult la chestia asta, la calitatea unui porumbel, Freilderhofen. Da, da, știu. Persoana care se ocupă de ei acasă, ei sunt doi frați. Da, știu. Dirk și Heiko, Dirk e cu porumbei. Da. E mare specialist, ca și dumneavoastră. Domnule, e porumbelul, eu am... E, din coace, am fotografiile lor. Am toți porumbei vechi al lor, porumbei vechi, care când mă uit acum pe pedigrile la ăsta, aceleași porumbei vechi al lor, de 02, 99, Marseille Star, da, într-adevăr, Super 130, da. Carcassone. Deci, luat asta, lady, iată, da, de ani de zile aici și eu mă ghidez pe ea. Da, da, da. Și cam așa sunt porumbeii lor. Da. Păsări de calitate, super. Da. Pentru anul următor pregătiți sunteți? Pregătit. Pregătit ca fiecare an. V-ați făcut perechile de matcă pentru la anul sau încă nu? Nu. Încă nu? Și acest mascul, da, face palmares Tartu, palmares Malta, se lovește în sârmile astea aici, îl dau anul trecut la domnul Lungu la Buzău, scoate dânsul din el și mi l-a adus înapoi. Și anul ăsta l-am băgat la Tartu, la toate, la toate Tartu. Și ce a zis? A venit? A venit? Vine, tată, dar cred că are o problemă el la aripă. La mușchi ceva, la, poate? Nu, la, la osatura? Osatura. S-a mai rigidizat sau? E cam... Da. Și... Îl opriți sau nu? Cum? Îl opriți acasă sau nu? Nu, mai buranul ăsta și pormă. Are săracul, palmares, are. El este dintr-un mascul.
într-un mascul, are 20 de etape clasate, masculul, două tartoare, are Moscova, are Malta, Maltanuc, nu știu să zbura Malta, ce, Mlava, mai multe, are 20 de etape clasate. Și el este din celebra mea Speranța, Speranța, care a făcut 31 de clasări, 9 ani am zburat-o pe Speranța, care ea era dintr-un mascul, Ian Arden, care am fost de două ori în Olanda să-l aduc și de-abia l-am adus a doua oară. Prima dată nu mi l-a dat, a doua oară mi-a zis, vină că să-l dau. Și de două ori m-am dus cu fosta soție, m-am dus în Olanda, de l-am luat. Deci, era tatăl Speranței, nu? Tatăl Speranței. Și mama Speranței era o femelă care, o știe toată lumea care a fost la mine, jumătate-jumătate. Era așa, despicat în două, așa, jumătate albastră, jumătate argintie. Dacă se întorcea așa era argintie, dacă se întorcea așa era albastră. Deci, avea jumătate de albar și jumătate Mulemans cu toie. Și de la Mulemans, cred că era culoarea, era un 25% era. Da. Porumbit tare. Și tatăl, bunicul lui, Chip și fii, de la Chip și fii, direct de la Chip și fii. Da. Altă sușă valoroasă, da. Altă sușă valoroasă de porumbei. Da. Dar, bun, Chip și fii mi-a făcut treabă și au făcut rezultate. Dar Chip la Barcelona n-are decât 1000 de kilometri. El la 1000 de kilometri bate. Când da. Mai 1400 cam îngenuchează. Cam îngenuchează. Dar făcuți cu ăștia noștri, excepțional. Excepțional. Alba nu este din Chip. Da. Super. Da. Felicitări pentru rezultatele pe care le-ați obținut și anul ăsta. Vă mulțumesc mult. Vă felicităm pentru faptul că ați reușit și sunteți în continuare sănătos. Pe podium. Pe podium, da. Da, și palmares, la palmares, la crescători sunt locul 1. Anul ăsta, la etapă, la așa, locul 1. Și sunt locul 1 pe lansare, pe dridul, locul 2 pe lansare sunt. Și vreau să menționez ceva. Da. Porumbelul, locul 1 și locul 2. Care au venit anul ăsta la Tartu? Da. Locul 2 este direct direct de la mine. Locul 2, direct de la mine, nu de la mine. Eu i-am dat lui Angel Mihai. Și Angel Mihai a dat lui băiatul ăsta. Lui Ilie Dumitrașcă, da. Un băiat extraordinar. Iliuță, da, este. Da, băiat extraordinar. Și băiatul mi-a recunoscut, da, Nea Voastră, din Porumbei, Mata. Și asta satisfacție este. Mare, este? Da. Este? Mi-a făcut. Super. Da, trebuie să fie aici satisfacție, nu acolo. De ce? Indirect e și asta, faptul că a recunoscut că performanța a fost obținută cu Angel Mihai, sunt Porumbei, 85% din porumbei din crescătoria asta, 85%. Și acum 3 ani a fost băiatul aici, a luat 2 porumbei din campionii mei, a luat da, un crescător deosebit. Extraordinar. Da. Și super, felicitări. Salut pe chestia asta. Focala asta, nu? Da. Și îi mai invitați pe la Brăila. Vine când au nevoie. Când vrea să întărească, vine la Brăila. Da. Bravo, domnul Vasile. Da. Felicitări și mult succes în continuare, vă doresc. Mersi. Cu stima. Să trăiți.